Dacă te confrunți des cu stări de neliniște în timpul nopții, te răsucești în pat și nu reușești să ai un somn odihnitor, ai ajuns la locul potrivit. Unul dintre motivele care poate să conducă la această stare este lipsa de organizare a dormitorului. Iată ce obiecte să elimini din încăpere pentru a te odihni profund. Fiecare dintre noi se străduiește să creeze un mediu cât mai confortabil în locuință. Dormitorul este principala încăpere din casă unde avem grijă ca totul să fie comod și călduros, pentru a ne odihni corespunzător. Acest spațiu este privit drept un refugiu. De la obiectele de decorațiune la cele esențiale din dormitor, totul merge mână în mână pentru a induce o stare de liniște, astfel încât la finalul zilei omul să se poată odihni. De unde începem pentru a ne asigura că mediul în care dormim noaptea este unul relaxant? De la a învăța cum să faci corect patul până la eliminarea obiectelor inutile din dormitor. Toate aceste demersuri te ajută să te odihnești bine. Există câteva obiecte care nu au ce să caute în spațiul în care dormi pe timp de noapte, fiindcă somnul nu va mai fi unul odihnitor, spun specialiștii. Un astfel de exemplu este reprezentat de toate lucrurile inutile care conduc în cele din urmă la dezordine în cameră. Dispozitivele electronice, cum ar fi smartphone-urile, computerele și televizoarele, nu trebuie niciodată ținute în dormitor. Ele emit lumina albastră care perturbă ciclul natural somn veghe al corpului. Dacă știi că obișnuiești să te trezești des în timpul nopții sau să te răsucești pe toate părțile, cel mai probabil de bine este salteaua de la pat. Nu trebuie să prezinte bulgări și denivelări niciodată. Dacă este cazul de așa ceva, specialiștii recomandă înlocuirea sa cu una care să nu provoace disconfort. Dormitorul este un fel de sanctuar când vine vorba despre somn. Dacă este bine organizat, va contribui la sentimentul general de liniște. În caz contrar, efectele vor fi negative. Încearcă să elimini din această încăpere din locuință sursele de lumină excesive, îți vor perturba somnul, relatează playtech.ro.